S-au convins și penegiștii dâmbovițeni că le va fi foarte greu să se bazeze pe propriile puteri la viitoarele alegeri locale și parlamentare. Drept urmare, având în vedere faptul că la ultimele europarlamentare au făcut o figură frumoasă alături de peremiști, liderii PNG s-au gândit să repete figura și la următoarele scrutinuri electorale. Becalioții ne-au mărturisit că nu s-ar da înlături nici de la alierea cu PP-ului DD. Noi împreună cu PRM-ul am făcut o figură destul de bună la europarlamentarele care au avut loc, pentru că rezultatul obținut de noi împreună a depășit practic PNL-ul la nivelul de Dâmbovița. Discuțiile care s-au purtat cu cei de la PRM, s-a mers pe ideea pronunțată de către domnul Ciurlău, care e președintele PRM-ului pe Dâmbovița, de a merge în liste comune sau paralele, în funcție și de localitățile unde suntem mai bine cotați noi sau ei. De asemenea, dacă îmi permiteți, e posibil să purtăm o discuție și cu Partidul Poporului,